și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În ciuda faptului că s-ar cuveni să începem altfel, eu încep tot așa. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru răcoarea de afară, pentru norii care i-a trimis și pentru ploaia care trebuie să vină. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu și ați văzut în zilele astea, cât a fost un pic de căldură, cum s-au agitat toți, parcă aveau pus trotil la tălpi. Vai de mine, vine iadul, vine canicula, nu vine nici. Așa vine sfârșitul lumii. Pe vremea, închipuiți-vă că pe vremea profetului Ilie, 3 ani și jumătate n-a picat un strop de ploaie. Și gândiți-vă cât de înverșunat era Ilie. Însă așa, Ilie, și facem. Doamne, lasă-i să moară tăți, că nu se roagă țăi. Băi, Ilie, mă, liniștește-te. Mai am vreo 3.000, vreo 7.000 care se închină mie. Și atunci au zis, bine, atunci lasă-mă să merg să vorbesc cu împăratul și să aduc o jertfă pe Carmel. S-au dus pe muntele Carmel, au venit popii lui Baal, care era religia împărătesei Izabela, Ahab fiind izraelian, au pus acolo o groapă mare cu șanț, au pus 4 pietre mari, 12 de astea din uiele, au făcut un șanț și au turnat apă, au pus bouă de jertfă și a spus, vă rog, rugați-vă. Și au strigat popii lui Baal, vreo 500 la număr, care după aceea s-au ales toți cu gâtul tăiat de Ilie, ca să vedeți cât de violent era, nu se juca de religia. În zadar, niciun semn. Și Sfântul Ilie râdea. Poate doarme Dumnezeu, poate e obosit, poate nu vă aude, poate are altă treabă. Și-a spus, acum să ne rugăm Domnului. Și-a pus umple șanțul cu apă ca să fie sigur că nu e o făcătură. A ridicat mâinile la cer și a spus așa, Doamne Dumnezeul meu, coboară foc din cer, mistuiește jertfa aceasta să cunoască lumea că Tu ești adevăratul Dumnezeu, iar eu adevăratul Tău slujitor. Și în clipa aceea un foc puternic din cer, așa cum ar curge incandescent, o ars tot. Și piatră, și prestol, și vițel, și a rămas o groapă mare cu cenușă. Și atunci când au văzut ăia, tot poporul a căzut cu fața la pământ și s-a îndreptat spre adevăratul Dumnezeu. Cum și noi trebuie să facem în zilele noastre, să luăm vițelul de jertfă, care a nostru este miel de jertfă de data aceasta, că nu mă voi hrăni cu sânge de taur și nici carne de nu spune acolo, nici sânge de țap voi bea, nici carne de taur voi mânca. Adu-i Domnului roada buzelor tale, ca să fie jertfă bine primită. Și spune mai departe în Sfânta Scriptură că după ce a tăiat pe cei 500 de popi, a fugit de frica lui Ahab și Izabela și s-a ascuns în râu Cherit. Cei care ați fost la Ierusalim vreodată, vă aduceți aminte că la mănăstirea Hozeva, deasupra pescării, e o peșteră care este, de fapt, peștera Sfântului Ilie, unde corbul îi aducea ce? Carne și pâine. Deci acel corb făcea această selecție specială. Și carne și pâine. Ca să ne arate că liturgistul Vechiului Testament, marele profet Ilie, care e și dezlegătorul ploilor, de fapt și de drept, transforma de data aceasta liturghia din carne în cea de pâine. Pentru că spune Mântuitorul Iisus Hristos, ale mele sunt hiarele câmpului, peștii mării, păsările cerului, frumusețea țarnii cu mine este. Dacă aduci rodul buzelor tale, jertfă de rugăciune, va fi o jertfă bine primită. Și a stat acolo Ilie și a mâncat până ce a primit poruncă să se ducă la văduvă. De aici nu ne mai interesează, e altceva. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că fără prezența Sfintei Liturghii, care de data aceasta în Noul Testament vine în sens invers,
pleacă de la, chiar mi-a spus într-o zi un, să nu-i spun idiot, pentru că e un cuvânt de jignire, să nu-i spui prost că te pedepsește Biblia, Scriptura. Îmi spune părinte, am trei facultăți și o academie. Dacă dumneata îmi spui că Hristos stă într-o bucată de pâine pe care o jerfește preotul în altar, înseamnă că chiar ești slab la minte. Cum poți să crezi o asemenea inepție? Și am spus, tu nu poți să crezi o asemenea inepție, dar eu nu pot să ascult o asemenea inepție. Nici n-am crezut că în secolul 21 nivelul prostiei are un mercur atât de ridicat. Credeam că ai ceva lejer în cap, dar la tine totul e cuibar de fluturi, cu tot cu nimfă. Și a rămas mirat că eu nu mă îndoiesc de ideea că în Sfântul Potir este carne și sânge. De ce nu mă îndoiesc? Pentru că Mântuitorul a spus, eu sunt pâinea cea vie care vine din cer și ne-a demonstrat lucrul acesta la Emaus, când a intrat în pâine și aia n-au văzut pe masă Hristos, ci pâine, și au știut că e Euharistie, s-au întors tot noaptea în Ierusalim, am văzut pe Domnul și l-au cunoscut la frângerea pâinii, când a binecuvântat pâinea. Și a intrat prin ușile încuiate la cei 12 apostoli când făceau cina și le-a spus pace vouă și a intrat și a doua oară după 8 zile și au strigat Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus la cina cea de taină personal ne-a lăsat acest mare și dumnezeesc cuvânt. Și luând pâinea și frângând a binecuvântat zicând, acesta este trupul meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă, se frânge spre iertarea păcatelor. Și apoi binecuvântând paharul și dând să bea, a spus, beți dintr-o acesta toți, acesta-i sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și când s-au umplut potirele cerului cu sângele euharistic, în momentul răstihnirii și batirii cuilor, când s-a înfipt sulița în coastă de către Longin sutașul, în clipa aceea îngerii cerului au umplut potirele veșniciei cu sângele cel nemuritor al Dumnezeirii. Cine este acesta ce vine de pe pământ, vosor în termen biblic, cu haina roșie ca sângele? Acesta este Iisus, cel răstihnit și înviat. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, cântau îngerii la înălțare, în strigătul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel. Deci, dacă cerul ne confirmă că acela e Dumnezeu și e de mâncat și cine mănâncă din el nu mai moare, noi nu mai stăm în secolul 21 să dăm corigență cu mediocrii conștiinței, cunoștinței, inteligenței teologice, cunoașterii teologice, descoperirii mistice și a trăirii autentice ortodoxe. Să meargă liniștiți în drumul lor, să-și ia lecțiile de unde vor. Biserica nu poate rămâne veșnică în clasa întâia, învățând pe toți neghiobii Tatăl nostru. Tu când vii la biserică, deja trebuie să cunoști psalmii, trebuie să cunoști Noul Testament, trebuie să știi ce este cu Sfânta Evanghelie, trebuie să știi ce este Sfânta Scriptură, ce cauți în biserică, ce te-a adus în biserică, de ce vii în biserică, de ce crezi în Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Și răspunsul nu-l dau eu. Tu ești Dumnezeu cel ce faci minuni. Dacă nu ar fi minunile, credința ar fi moartă. Dacă n-ar fi minunile, n-am avea harismele. Dacă n-am avea harismele, n-ar fi prezența Duhului Sfânt în om. Și dacă n-ar fi prezența Duhului Sfânt în om, n-am avea sfinții cu minunile și tainele lor. Deci cam asta trebuie să aveți dumneavoastră în minte, mai ales că noi ne apropiem acum sâmbătă de sărbătoarea marelui profet și proroc cel mai mare a Vechiului Testament, Ilie Tezviteanu, liturgistul Vechiului Testament, care s-a învrednicit încă din Vechiul Testament să-L simtă pe Dumnezeu în adiere de vânt cu bună mireasmă și apoi să vorbească cu Dumnezeu glas către glas și sfat către sfat, iar apoi să fie ridicat cu carul de foc și cu căruța și cu caii de foc la cer.
ce îi spune ucenicul său Elisei? Părinte, părinte, dă-mi cojocul și îndoit darul tău. Și cu acel cojoc trece Iordanul și îl despică, cu acel cojoc îmbrăcat face minuni și primește îndoit darul. Și cei care ați fost la Ierusalim, vă aduceți aminte că imediat ce se intră jos la magazinul de jos unde se mai ia masa, sunt izvoarele lui Elisei. Eu m-am învrednicit prin relația părintelui David și am intrat până în așa zisă casa izvoarelor, care e cu gratie și cu cheie păzită, de unde dintr-un munte sec și sterb, doar ați văzut cum sunt munții aceia ai Palestinei, iese o șuviță de apă cât gura la găleată și adapă tot Ierihonul. Deci atât de mare este puterea lui Dumnezeu. Însă nimeni nu e obligat să creadă în aceste minuni, nimeni nu e obligat să guste aceste minuni, că își spune așa, mulți chemați, puțini aleși, ei au ochi și nu vor să vadă, ei au minte și nu vor să priceapă, au urechi și nu vor să audă. Că dacă eu le-aș vorbi, ei s-ar mântui, spune Domnul. Și ca să înțelegeți mai bine acest lucru, vă spun o idee foarte scurtă. Era o întâmplare care s-a petrecut așa cumva, să spunem, în... Hai să folosim un termen simplu. În voia Duhului Sfânt. Era o fată mare, din asta evlavioasă, crescută de părinții ei, pregătită pentru un împărat s-o ia de soție. O să vă spun, e vorba de Irina din Hrisovaland. Și ea avea un duhovnic, pe Ioanichie cel Mare, poate ați auzit de el prin calendar. Mâine, poi mâine ea va, pam, o marele astru al pustiului. Paisie cel Mare a fost, Antonie cel Mare a fost în ianuarie, Macare cel Mare. Și se duce la duhovnicul ei și spune, părinte, mă gătesc de nuntă. O, iată vine la mine starița mănăstirii din Hrisovaland. Asta era undeva în Constantinopol. Ea nu înțelege nimic, se duce liniștită și când ajunge acolo, fiul de împărat, prințul, și-a lăsat altă consoartă. A fost trimisă cu darul, cu banii înapoi. Hai să se ducă pe la duhovnic să-i spună că ce i-a spus pe drum, așa s-a întâmplat. Zice, părinte, când am ajuns acolo, spre marea rușine mea, prințul și-a ales o altă fată. Nu-i nimic. Tu ai un prinț și mai mare care se numește Hristos. Nu știu dacă ești pregătită de astăzi să-L slujești. Ea s-a gândit decât să mă întorc în satul meu rușinată și să fiu luată peste picior, că n-am fost aleasă și n-am fost prețuită, deși sunt frumoasă și elegantă și interesantă și plăcută. Hai că rămân la mănăstire. Și s-a apucat de bucătărie, de grădinărie, de tot ce era nevoie în mănăstire. Și lucra cu spor, dar avea o stare de rugăciune neștiută de nimeni. Și într-o zi moare bătrâna stareță, care în clipa morții ei spune la cea care o îngrijea, să nu uitați să o puneți pe Irina stareță. Ultima venită, ultima la ascultări, ultima la smerenie, ultima la cele mai jos lucrări ale mănăstirii, și se duce soborul, pleacă direct întins la părintele Ioanichie cel Mare, care venea des prin mănăstire și dădea sfaturi. Și când se apropie maicele, el strigă de acolo, de la el. Ce n-ați înțeles? Oare nu v-a spus bătrâna stareță că Irina trebuie să fie pusă în locul ei? Pentru ce ați mai bătut drumul până aici? Deci el știa de la zeci de kilometri ce a vorbit starița pe patul de moarte. El când a auzit, gata, așa facem. Și-au pus-o pe Sfânta Irina, care pe atunci încă nu era sfântă, era pământeană, stareță. Irina ieșea nopți întregi la priveghere, privea luna și stele și cerul și slăvea pe Dumnezeu și ridicând mâinile la cer, toți copacii din mănăstire aveau o trei pini, s-aplecau până la pământ. Deci veneau cu vârfurile, s-arcuiau până jos la picioarele ei, în semn de smerenie.
Singur lucru sesizat de o fată smerită din mănăstire, care era porcăreasă, grădinăreasă, gospodăreasă, din asta care făcea sectorul administrativ, cum se spune, zootehnia. Și se gândește, mă, dacă spun cuiva, zice că-s nebună, dar las că știu eu ce fac. S-a dus de cu zi în atelier și a făcut următorul lucru. A furat 3 eșarfe albe brodate, le-a luat noaptea cu ea și pe când Irina stătea în rugăciune și copaci s-au plecat, de vârful fiecărui pin a legat câte o eșarfă din aceea albă. Când s-a terminat rugăciunea, eșarfele au ajuns în vârful pinului, undeva la 10, 15, 20 de metri. Dimineața când au venit surorile, au zis, bă, dar astea nu sunt eșarfe de la noi din broderie, cum au ajuns acolo? Cine s-a sugit până acolo? Fata de la grajd a spus, eu știu cine, eu vă pot spune. Și când s-a apropiat soborul și s-a adunat tot soborul, stareța s-a uitat la ea și a spus, Dumnezeu îți poruncește să taci. Era la fel de sporită, de asta a văzut că alții nu puteau să vadă lucrul ăsta. Și atunci fata a zis, un înger le-a legat. Eram eu aseară când s-au aplecat copacii și îngerul a pus acele panglici. Și i-a spus stareța, până nu închide ochii, nu suflu o vorbă. Nu vreau să fie luată ca o slavă deșartă sau ca o mândrie. Nici nu-mi dau seama de ce Dumnezeu a descoperit lucrul ăsta. Și atunci Irina, într-o zi, primește un bilet cu 3 mere de la un marinar care a venit în mod expres la mănăstire să o caute și să-i spună așa. Apostolul iubirii lui Hristos, adică Ioan Teologul, protitorul de aici, cel care a stat la cină pe pieptul Domnului, ți-a trimis aceste 3 mere din rai, pregătește-te. Următoarea stareță este fata care a legat panglicile în vârful pinilor. Și stareța Irina a chemat-o și i-a spus, pregătește-te că trebuie să intre în noua ascultare. Nu, eu nu sunt vrednică, nu eu spun aceasta, ci ucenicul lui Dumnezeu, apostolul iubirii, Ioan. Și Irina a murit a treia zi, a îngropat-o și fata respectivă a luat din nou stereția prin semn ceresc arătat de Dumnezeu. Deci, cam acest mod de trăire trebuie să-l avem noi dacă vrem să ne credem cumva superiori, sfinți, desăvârșiți, interesanți, duhovnicești, cumva mai presus decât ceilalți, cumva mai superiori, cumva mai grozavi. Nimic nu ne deosebește pe unul de celălalt, nici chipul care e fals, că-l vopsim, îl aranjăm, nici părul care îl aranjăm, nici podoabele ce le purtăm, nici hainele ce le punem pe noi. Acestea fac parte din vederea generală a frumosului din om. Unul stă bine așa, unul stă bine așa, dar în momentul când ai ajuns în sicriu, rece, vânăt, fără viață, în descompunere, pregătit să te prefaci pământ, acela este chipul tău real. Pentru acela trebuie să muncești. De ce ne speriem noi și chemăm la moarte rapid persoane care zice, bă, maschează-l cumva, vezi, fardează-l, aranjează-l, să nu arate așa groaznic. Și acolo e o falsitate. Sfinții străluceau. Sfinții erau ca ceara. Sfinții aveau moaște vie încă din viață și aveau sfinte moaște după moarte. Deci, când ai ajuns la măsura nepătimirii, trupul tău adormit nu stârnește decât bucurie, pace, har, binecuvântare, vindecări, sănătate, semne și minuni. Și dacă vi-l aduceți aminte pe Domete de la Neamț, cel mai sărac călugăr al mănăstirii, care păștea vacile și era un fel de corvoada mănăstirii, o povestește personal Ionichie Moroi, care era frate începător pe atunci, starețul părintelui Cleopa, nu s-a dus nimeni să-i citească la psaltire, la moartea lui, ci toată lumea a zis, dar pe de la un sărântoc ce-ți rămâne? Când moare un călugăr mai bogat, mai iei o rasă, mai iei o carte, mai iei o haină, mai iei un bocan, mai iei un baston, mai iei un culion, mai iei o camelavcă, dar ăsta n-avea nică. L-au îngropat așa, din milă, unul odată o cămașă, unul odată o rasă, unul odată ceva, să nu moară șalea zdrențuite, să nu moară dezbrăcat, acolo pus în sicriu gol.
Ioniche, care era tânăr și cu râvnă în tinerețele sale, trecuse prin Sfântul Munte Atos, a fost o întâlnire cu pustnic, cu Xenofon, care-i vestise niște lucruri mari, se pune la sicriul lui Domete și vorbea singur cu Domete. Ăi, Domete, ăi, ce-i viața asta? Te-au folosit toată viața. Le-ai păscut vacile, ai făcut curat, ai tăiat lemne, ai muncit, ai plătit grădina, ai făcut curat prin cimitir, ai făcut curat prin biserici. Acum, dacă ai murit, nimeni nu te mai cunoaște. Lasă, Domete, eu sunt prietenul tău, nu stai singur aici. 3 zile până te pune în groapă, eu sunt tovarășul tău. Și îți promit că și după ce te îngroapă, eu am să spun o lumânare și am să-ți port de grijă. Și Domete, de sub schima aia, de unde era acoperit, mort face. Deodată iese din gura lui o mireasmă ca de nar, de s-a speriat toată biserica. Starețul Ionichie, care era pe atunci frate începător, întreabă, o, Domete, dar tu ești mort, ce faci aici? Domete scoate așa un chicior peste sicriu și ăsta se duce să-i pune mâna pe chicior, el îl scoate și pe celălalt, în cealaltă parte. Și când ferește pânza aceea neagră schima, Domete râdea cu ochii închiși și mai pufui odată cu parfumul ăla de nar. Ăsta se duce la stareț și spune, părinte, trebuie să spun ceva, pe mine m-a luat și cu frică și cu bucurie, dar m-am și înspăimântat de puterea lui Dumnezeu. Ce, mă? Domnetei Sfânt. Oi, du-te cu prostiile tale de aici. Nu mai îmi spune de astea că nu mă interesează. Tu ești cu misticismele. Părinte, hai cu mine până în biserică. Îl ia pe stareț, ajung în sicriul lui Domnetei și părintele Ioanichie îi spune, Domnetei, stai treabă, ești viu sau mort? Și Domnetei face... Iar este downfall de nard, de parfum, de mireasă. Și a zis starțul, taci, nu spui nimic nimănui. Fericiți cei curați cu inima, ca aceea vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei blânzi și smeriți, ca aceea se vor mimi. Ăsta ne-a întrecut pe toți. Și la utrenie toată lumea a crezut că biserica e dată cu nard de asta, cu tămâie bună din străinătate, cum era pe vremuri, cum îți găsa așa ca acum, la îndămâna oricui. Și a spus... Starețul vrea să vă spună cuvânt de folos după utrenie. Și când s-a terminat toată slujba, ca să stea toți călugării cu minți, s-au pus toți călugării în genunchi să vadă ce spune starețul. Starețul a spus așa, fraților, ce n-am dobândit noi într-o viață, Domnul a dobândit cu smerenia. Să știți că mirosul care este aici în biserică nu-i de la tămâie, nu-i de la nard sfânt, ci din gura lui Domete, care personal, când l-am binecuvântat, mi-a suflat tot nardul ăsta. Toți au luat saltirea și în jurul sicriului de acum, 300-400 de călugări. Sfinte Părinte Domete, roagă-te Dumnezeu pe noi! Sfinte Părinte Domete, roagă-te Dumnezeu pe noi! Dar pentru falsitatea lor, Dumnezeu n-a permis nicio minune. Adică când nu știi cine sunt, mă tratez cuflit, da? Și când îți dai seama că sunt, deodată mă bagi în seamă, știi, cam așa trebuie să o privim. Și când a fost ziua mormântării, și-a venit starțul, a însoțit soborul, l-a adus la malul gropii, i-a făcut dezlegarea aceea domnicească pe care o face duhovnicul, și când cânte veșnica pomenire și să-i dea drumul în groapă, starțul a spus, Domnete, Dumnezeu să te ierte și te dezlege cu tot neamul tău ce a dormit. Domnete de acolo din sacriu. Când au făcut odată tot cimitirul ăla mirosa, nu m-a mireasă. Atunci au dat seama toți că au de-a face cu un sfânt. Dar de ce a făcut minunea? Pentru smerenia și lucrarea starețului, nu pentru cititorii de psaltire la obște, așa și noi. Dacă citim la psaltire să o facem pe sfinții, zero. Dacă citim la psaltire să ne smerim și să ne curățim de neputințe, atunci suntem mari. Amin și seară binecuvântată.